Vreau să văd dacă apare și Mutulică cu Moarta. E cel mai țărăne. Again, mișto că face nunți și chestii, îmi cer scuze, girafă. Pe școi? I-ai văzut? Da, uite, uite, uite. A, pare caubă. Bă, ideea de să fac pedicură. Dragi urmăritori, dacă vreți să facem live cu chestia asta, să ne ziceți în comentarii. Noi acum ne gândim dacă mai facem asta vreodată. Salutare, oameni buni, bine ați venit la... Șef la furculițe, ediție Insula Iubirii. Fierți pe insulă. Cum se numește ăla al spiritului? Spoiler alert, el se uită la Insula Iubirii, eu nu mă uit, mă uitam la Ristei și la... Hai că a început. La Ristei și la Spic. Deci se duc ăștia la Consiliu, băieții, le arată imagini. Deci am intrat direct în pâine, nu mai explicăm nimic. Bă, da, Ispite mai pleacă? Da, mai pleacă. S-a terminat episodul trecut. Așa. Cu ăștia doi fugind de pe insulă, din cadrul camerelor de acolo, de unde era, unde e setup-ul. Fugind în sensul că ce? Că nu-i prindea camera? Păi nu ne-a arătat. A tăiat când plecau. Dar oricum au la valieră. Wow. Suntem foarte curioși dacă voi vă uitați. Și dacă nu vă uitați, vă uitați la un episod cu noi și vedeți despre ce e vorba și cum mai e televizorul în ziua de azi. Încă nu s-a coțăit nimeni, dar am înțeles că se întâmplă asta. Cine a zis? Ai tu informații da. Pe surse. Da. Ăștia-s bătrânii. Ăștia-s bătrânii, da. Eu am niște nume, niște porecle date. Ok. Fermierul cu fata. Fermierul cu tiktokărița. Ăsta este Răzvan, americanul care e DJ la nunți. E DJ la nunți? Care cu Emma, care are și copil. Mutulica la care nu zice nimic. Cu Moarta e una blândă care nici ea nu zice nimic. Sunt niște oameni care nu se distrează din ce am văzut. Nu? La modul nu se bucură de nimic, nu zic nimic, n-apar în cadre. Care sunt cuplu de la Puterea Dragostei sau Mireasă. Unul dintre... Ok, deci au experiență. Italianca, că nu prea știe română, bă, așa. Și cu băiatul ăsta, cu băiatul ăsta care o iubește super mult, bă, dar ea nu-l iubește deloc. Italianca mi se pare de casă, atât am văzut până acum. Bătrânii, mâncați-aș gura ta. Despre care nu știm nimic. Despre care nu știm nimic, așa. Deci astea-s cuplurile. Ce mai vrem să zicem disclaimer este că tot ce să comentăm acum, comentăm practic personajele astea de la TV, noi nu avem nimic cu oamenii ăștia, da. Să îi judecăm ca și voi. Și vă așteptăm la emisiune. Și vă așteptăm la emisiune pe toți, dar mie mi se pare super bădăran băiatul ăsta, dar din nou, personajul. Am încercat să-i tot zic să fugim de camere, să ne ascundem, că poate așa se simte că e un pic mai real. N-au fugit nicăieri, a fost țeapă. Mi-a arătat două ediții că fug ei. Bă, de să știți că dacă mare parte din clipul ăsta este cu pauze audio, pe mute, așa, e că am scos noi piesele alea pentru care ne luam strike. Fata asta de unde e? Că are un accent foarte... Moldova. Ce bem în seara asta, Șerbeov? Ce e ăla? Am dat jos eticheta. Eu sunt, după cum vedeți... Ai fi putut da și tu eticheta jos. Aș fi putut, dar ar fi culmea să fac reclamă la apă când ăsta e clar ce ai făcut în oală. Bă, pe Ispite, eu nu știu cum au fost anii trecuți, dar uite-te și tu. Bă, se stă bine rău. Se stă bine, anii trecuți secetă. Da, acum mi-am dat seama că silicone. Silicone, clar. S-ar putea și grăsime la fund. Eu o spun numai întrebări stupide. Da. Hainele astea sunt cu ce au venit de ei de acasă sau le-au dat? Bă, cred că le dau ăștia. Le dau, că mi se pare așa că prea se asortează. Mai ales la Ispite, cred că... A, la Ispite, clar. Au făcut știință foto sexy. Așa. Și fetelor le-au dat albumele băieților cu ispitele și da. Invers. Și sau invers, nu știm, o să fie. Așa. Și uite, dă-i un pic. Mersi și eu. Seara frumoasă, frumoasă. Uite, Moarta reacție. De ce poze a făcut Mutulică? Mi-a păstrat doar să le arăt. Pentru că am vrut să le arunc în foc. Am vreau să-mi controlez aceste reacții, vreau cumva să... Bă, e cea mai gravă chestie pe care o arată ei. Cu băiatul ăsta, așa. Faptul că a fost la shooting-ul ăla. N-a mai făcut nimic băiatul ăsta. Păi știu mă, dar ei dacă sunt atât de retrași pe insula asta și sunt mai stingheri, pare că nu-și trăiesc viața și pentru ei shooting-ul ăla. Adică pentru ea a fost mult shooting-ul ăla și pentru el probabil. Sunteți mai încălcați. Mamă, ce-aș mânca VPN. Care credeau că băieții sunt ușor de citit, iar gesturile lor simplu de anticipat. Ai voie cu... What? E de acolo. Încă o chestie. Mie mi se pare că e foarte low la băieți, la băieții spită. Față da. De acțiunea pe care o au ispitele fete, unde sunt ăștia, le dau palmele, nimic. Vor să le... Bă, nimic nu se întâmplă. Femeile din cupluri zero interesate de ispitele astea. De ce? De ce crezi că se întâmplă asta? Bă, băieții, o să vezi că sunt multe cadre în care băieții stau de vorbă mult între ei. Nu le bag în seamă pe alea. Și am mai auzit o chestie, cliffhanger, că s-ar putea ca o ispită să fie gay.
Bă, ce-mi place foarte mult e faptul că au mâncare nelimitată, mă. Le aduce mereu, au un bufet într-o cameră. Aha. Se duc mereu și au chestii de acolo, beau mâncare. Și încă o chestie, de ce nu sunt oameni mai ca mine așa? Mă refer de ce e toată lumea cu abdomene și slab și nu există și oameni mai da. Ispită mai ca mine, o femeie mai ca mine. De ce e toată lumea așa? Asta e reprezentat pentru țară? Ieșim pe stradă acum și toți au abdomene? Și a 1,90, deci toate ispitele la 1,90 mâncare de așa. Dacă insula fetelor e sub tensiune și sub presiune, pe insula băieților fiecare încearcă să destindă atmosfera, să fie cât mai deschis și să creeze legături pe termen lung. Elena, o etopește și ce facem. Îți vede dacă pică. Bă, dar sunt multe fete pe care le văd pentru prima oară. Bă, Cecilia, nu știam că există. E o super fată, Cecilia, să știu. Înainte să plece, o să-i cer numărul de telefon. În timp ce fac frumos Pomarius, mi-l imaginez Borcea. Nu știu de da. Da. Simțeam că mă place, că e atras de mine, dar nu a făcut niciun gest greșit. Dacă n-aș fi cameră și microfon, îmi face foarte mult. Din primele ediții, Marius pare că ar fi vrut să dea la toate femeile în același tip. Dar lasă și Bianca, mă. Și lasă și Bianca și o... Deci el e super... Eu știi ce cred că realizează el față de alții, care probabil nu au mai fost în Thailanda sau nu au mai avut atâtea femei, e că, bă, eu când plecam cu băieții în Spania și o lăsam pe Bianca acasă o lună, era mai bine decât aici la TV. Ha, nu pot să-l șupesc pe asta. Clar. În 5 zile am șupit-o pe una de un fund și atât. Și în rest să fiu... Hai mă, că se duc nebunii ăștia. Sunt tatonări tot mai evidente între ei. Nu se feresc de atinge, nu se feresc de vorbe cu conotare. În urmă, ăștia... Chiar dacă n-aș face fac, mi se par măcar mai natural. Da, da. Decât ăștia ăsta, care... Ăsta nu are nicio treabă, mă. Da, mă, asta ăsta e. Venit pe... Ăsta e venit pe... Fac vacanța, sunt în vacanță. Și asta, schizie, tu cum e? E când vor ieri? Nu, e, sunt la date acum aici. Asta la date, ok. Da, asta e date-ul, schijet și după aia acolo se întind pe plajă, cum se întind să fost frumos cu aia. A, dacă și ăla a băgat schijet mai devreme, conducea... Și el alții au tras bățul scurt cu elefanții. Se apropie cu neîncredere de elefantul prietenos din sanctuar, poate pentru că în relația ei e mereu pregătită pentru lovituri neprevăzute. What? A lovit-o Răzvan? Nu știu. Nu, ce nu, ce nu ar fi zis asta? Nu s-a menționat. Lovituri. Că relația, în relație cu lovituri. Mi se pare că cum vezi o femeie într-o relație cu un elefant, îți dai seama și cum e la pat. Atâta vreau să zic. Foarte judgmental, dar uite-o cum e, de fricoasă. Să știi că ne-au arătat imagini. Rupere? Noaptea dinainte să intre pe insulă. Așa. Au băgat un sexan ea cu Răzvan. Crezi că e mai jucăușă decât asta care face halul ăsta în fața camerei? Decât doamna Daria? Nu. Asta zic. Nu. Asta zic. Și pare că DJ-ul vrea joacă, nu vrea... Da, DJ-ul e pus pe joacă. Știi ce mai mi se pare tare? Să participe și Vulcan, mă. Cu Adela Popescu? Nu, că ai ispit să ai voie să dai la Vulcan. Bă, dar nu-l lasă nevastă. Eu știu, dar îți dai seama, ăla twist al emisiunii. Asta vă recomand scenariștii de la Antena. Nu, o să vă niciodată. O femeie... Bă, ce șmecher. O femeie la un moment dat se dea la Vulcan. Come on! Aia ar fi audiență. Bă, dar stai așa, fii atent. Deci Emma asta, copil de câți ani? 7? Nu prea știu, dar okay. Mărișor, da. Mărișor, nu? Da. Și Livia are, da bine, Livia e ispită, are copil. Măcar pe copii sunt reprezentate femeile. Adică gen, arăți bine plus și el are. Copil. Care el? Făt frumos. Ce are, mă? Are copil din... A fost căsătorit. Și are copil, dar au divorțat. Copil mare, 7-8 ani. Du-te, mă! Atât de mare e diferența de vârstă între Bianca și Făt Frumos? 12 ani, ceva. Ah, oh, wow! O știa, Bianca știa de când avea 16 ani, când din sat, și că sunt 200 de oameni în sat la ei acolo. Și se știau. Și a așteptat să treacă majoratul și după aia a intrat pe felie. A, era ăla atent în față, lăsase camera acolo. Pam, pam, pam.
înțeleg, deci dacă e deja atracție și astea, pentru ce te mai abții și nu îți dai frâu ca să treacă dorința asta, că acum e și hormonală dorința, nu? Da. Păi nu mă, că arată la consiliul lui Emma după aia. Da, el știe clar că arată că se înțelege bine cu Daria. Faptul că nu se linge cu ea pentru Emma nu e mai rău. Nu, e, dar pentru el e mai rău. Pentru noi, că l-am judecat noi sau cine? Nu, nu, uite. Bă, toate râsetele, toate atingerile, tot ce au făcut ei, e la fel ca și când s-ar linge, din punctul meu de vedere. Da, dar pentru el nu e. De ce nu e? Ce po... Hai să se dezbatem. Se încheie. Se încheie, nu mai iese la date cu asta, nu mai vorbește cu ea toată emisiunea. Da. El nu mai se atinge de nicio femeie. Ajung acasă. Emma îl iartă. Ai zis că îl iartă. Dar a zis că îl iartă și dacă înșeală. Asta încerc eu să zic. Pe insulă totul se află, totul se vede și totul se aude. Ia uzi. Am văzut, mai știu, recent aia cu bărbatul, cu cum se... Cum, cât de jos poți să mergi ca vârstă. Da. Leo. Cât de jos poți să mergi ca vârstă, e aia, jumate din vârsta ta plus 7. Leo cu tare. Nu, nu, e rău la el. E stricată. Nu, dar mă refer eu. E 32. Da. Împărțit la 2, 16 plus 7, 23. Eu pot doar 23 e minimul pe care pot eu. Și e fucking 9 ani. Crește exponențial când ai 60 de ani, 70 de ani, 80 de ani. Diferența e imensă acolo. Da. Regulamentară, adică... Bă, eu 60 de ani mă gândesc că pot să fii până la 40. Păi, atâta vine. Vine... cât vine? Poți și 37. Cu 37. 37, e insane. E de mult cu ea, nu? Sau eu din ce... Din informațiile pe care adică... le am, și nu vreau să dau spoilere, oameni buni, puneți un pic pe mute dacă vă dau spoilere acum, informațiile pe care le am, ei sunt împreună și acum. Pe asta zic, e clar, a fost doar și el, ca alți bărbați, ca din ce în ce mai mulți bărbați din țara asta, da, sunt ok cu monogamia dacă din când în când mai faci sex cu alte femei. Da. Fata asta, ce pare că l-ai pentru ea? Italianca. Italianca. Pare că e cea mai bătrână, de mai puțin bătrână? Nu e cea mai bătrână, nu, nu, cred că are până în 30. What? Italianca. Da. Eu aș zice că are mai mult. Eu aș zice că bătrâna are 35 și ea are 33. Ia să vedem. Mi se pare că toate vorbesc cu ea sfat de ăsta, de ca și când vorbești cu măta. Bă, știi nu, ce? Nu vezi că pentru e, că vorbește... le judecă, cumva le învață, încearcă să le ajute. Să zic de ce. De ce? Pentru că vorbește un pic italian, română, stucit. A, și astea sunt, mamă... Pare că are greutate, ce zice. A, am înțeles, are înțelepciune femeia asta, am înțeles. Bianca, 25, Marius, 35, fermierul. Cristina, 31, Iulian, 52. Bătrână. Bătrână. Mamă, bătrână are 31, ești mai tânără ca mine. Da, mai tânără ca toți. Claudia, 35. Ți-am zis, mă, care 35? Bogdan, 34. Deci e cea mai bătrână, Claudia. E cea mai bătrână. Ți-am bătrâna zis? E, de fapt... Bă, se vede pe ea că are 35. Emma, 31, Răzvan, 31. Se vede care 30. Moarta, 25. Mutulică, 30. Mamă. Nu, mă, se vede pe ea că e cea mai matură. Diferență mare între 30. Mindset-ul cu care au venit fetele, mindset-ul cu care au venit băieții. La modul că fetele sunt pe... Mamă, să-l testez pe prost. Da, mă, să-l testez pe prost. Băieții sunt... Da, Irlanda, de asta m-ai adus aici, ca să mă distrez și eu nițel. Și e ok că soare, date-uri, mâncare. Vede lumea și e mai ok să te semi-înșel aici decât acasă, nu? Da. Și de asta ei sunt așa. Uite, ne putem și înscrie, Alexe. Hai să ne înscriem. Dar pe lângă asta, voiam să te întreb pe tine. Da. Dintre ispite care îți place, dintre femei care îți place. Bă, zic așa, dintre ispite. Merg pe Adriana aia. Care e? Adriana, 50 de euro OnlyFans. Asta okay. Din pat. A doua. Eu aș merge pe asta, pe brunetă, cum o cheamă? Pe slăbuță? Da, mă, nu știu cum o cheamă. Mi se pare interesantă, nu știu, am văzut-o puțin. Bă, astea trei de pe dreapta, astea trei de pe dreapta îmi plac. Am înțeles, da. Da. Bă, eu aș merge pe slăbuța asta, că n-am văzut-o prea des și mi se pare că nu are silicoane și respect. Da, dar e mai piele și os așa. Nu e, de mine nu e. Dar aș merge pe ea, aș îngreșea-o, nu e problemă. Adriana aia îmi place că yes. E mai, zice așa, vorba direct, nu stă să se gândească la ce zice. Îi critică pe ăștia mai... Da, mai da, e mai directă. Bă, dintre femei... Sunt foarte curios. Cumva Emma ar fi stilul meu. P-
Păi de oricum, oricum cam dintre Bianca și Emma e, că nu... Da, așa este, că celelalte sunt cam... Da. Moarta e moartă, nu zice nimic, mă și enervează. Moarta e moartă, n-ai ce să faci, bătrâna e bătrână și... Și italianca n-ai ce cu ea, n-ai. Bianca nu știe ce înseamnă să stai într-un mediu în care oamenii poate să vorbească orice, poate să facă o glumă, pentru că... Skipper. Suntem destul de maturi încât să acceptăm anumite lucruri. Skipper în Miami, iarnă. Se gândește la cuiu. Se interpretează... Ei între ei, mă. Ei, ei au venit pentru ei. Îi spitele da, băieți. Băi, da. Sunt foarte mulți gay. Vrem, ne întoarcem, acum a fost o ediție de vacanță cu Insula Iubirii, o să avem invitați numai unul și unul. Mama, avem, de săptămâna viitoare filmăm 3 clipuri, atât vreau să știți. 3 clipuri, dar au fost la Electric și au cântat pe scena mare, de asta n-am putut să vină. Vrem să introducem o nouă rubrică, da, care se va numi sfatul tău sau ceva de genul, nu știu, găsim un... Am nevoie de un sfat. Am nevoie de un sfat. Da. Și ce vrem de la voi, sub anonimat total, noi o să, n-o să vă spunem numele, ne trimiteți... Orice problemă aveți voi, pe Instagramul nostru, un mesaje, mesaj da. Audio. Mesaj audio, mesaj... pe Șef la Furculițe, pe Instagram, da. DM, da. Cu mesaj audio. Bă... bă, sunt, uite, exact prin ce trec ăstea. Sunt da. Cu prietena mea și prietena mea vrea să facă sex cu altul și eu nu știu ce să fac. Prietena mea vrea să facem un threesome și mie mi-e frică să fac sex cu un bărbat. Stai un pic, numai despre dragoste chestii? Nu, nu, poate să fie și am probleme la școală. Sau vreau să-mi iau Adidas și ăștia, lăscam scump, ce să fac? Am investit în cripto și nu mai zice nimeni nimic de 6 luni, ce se întâmplă? Da, de, orice, de 2 ani. Bă, deci orice problemă, promitem că e sub anonimat, decât dacă vreți să-mi dați numele. Și noi o să punem invitatului sunetul ăsta cu problema voastră și o să râdem, dar apoi o să vă dăm și un sfat. Da. Adică stați neștiți că de liric o să vă dea un sfat. Da. Atât am avut, să zic, e boasă. E soacră. E acră, da, știi, nu-i place, când nu-i place ceva, nu-i place, nu o convingi tu cu nimic. Oricum, orice faci, nu-i place. Nu-i fatele aia, dar orice faci, nu-i place. Cine, mă? Mortal? Asta, mă. Băi, nu, hai să nu. Aulu, dar vocea aia subțire, mă, incredibil, incredibil, da. Incredibil. Băiatul ăsta, Das Auto ăsta, cred că are cel mai frumos penis din toți băieții de acolo, că e circumcis, știi? Rabete. Adică arată super bine, nu înțeleg, că, nu înțeleg de curiozitate de ce să nu eu... Bă, dar știi ce am observat? Ți-a se ca Sofia FCSB miercuri? Unde, în ce... conferență din astea? Da, conferență. Se pregătește consiliul. A, pleacă băieții. Top, top. Top pe haine. Ok. Bă, băiatul ăsta e incredibil, știe rechin. Place de băieți așa overall. Mai mult decât de fete din da, mă, cupluri. Sunt, sunt mai interesanți. Mai așa, mai... Dacă mor la mutulică era schimbat cu altul. Da. De asta, idee de la noi și poate cu ediția viitoare faceți așa. Da. Mai băgați niște cupluri pe parcurs sau de la început și eliminăm. Că nu, mortul n-ai ce să, uite, nu zice nimic, mă, niciodată nu zice nimic. Bă, în general, în viață trebuie să ai grijă, dar să nu mă bați dacă mă vezi pe stradă, bro. În general trebuie să ai grijă la oamenii ăștia care respiră pe gură. Deci oamenii care stau în general și nu vorbesc, dar respiră pe gură, cei mai periculoși oameni mâncate așa. Pentru că n-au nimic. N-au nimic de zis. Când l-a întrebat Radu, Răducu, să vezi acum răspunsuri. Radu Vulcan, care urma să vină la mea. Care dintre băieți ce este teamă, nu știu, de care dintre băieți crezi că s-a așa mai mult de Bianca și invers? Teamă nu este de niciunul. Teamă nu este mai mult că relația noastră poate nu ar fi ce trebuie și atunci am putea... Teamă. Te așteaptă. Ție ți se pare genul de fată care nu vrea să meargă în vacanțe? Că eu o văd din ce în ce mai ipocrită pe partea cu... Nu, da, ăla scuze este... ieftine. Scuze ieftine pentru Marius. Da, da. Eu nu vreau clar, să merg. Clar, clar. Lasă-l să se distreze, eu nu sunt cu distracția. Ea se rupea aici ca disperată, abia dat de distracție. E că e o nebunie. Nu, dar eu cred că Marius ia și băga de aia. Nu, nu vii cu mine, că nu o să-ți placă. Că e numai... Nu, zis, nu vii cu mine. Da, da. Stai da. Acasă și fă TikTok. Da, dar cred că ea și zis că e urât. Nibița e urât, nu e. Bă, dar nici ea nu e, bă, dar nu e proastă. Nici o femeie de aici nu e proastă din punctul meu de vedere, cât să nu realizeze când pleacă bărbatul tu că va să facă ceva. Și ea a recunoscut. Asta e cealaltă. Nu m-a deranjat că a fost pe plajă. Nici nu s-a rânsă de bucurie acum. Mi se pare că... Marius pare genul de bărbat care și când spune te iubesc și când spune te urăsc, are pulsul 60 sau ceva. Adică gen...
aia cu simt iubirea de la Marius, foarte curios cum, că mi se pare foarte neutru omul. Mă bucur dacă ea vrea să pune pe primul plan, pentru că atunci ar fi mult mai fericită. Dacă să fie cu mine, m-aș bucura și mai mult. Dacă nu... Ok. Iar din ce mai bine, să vă edificați, să răspundeți la... Asta mi se pare că el are... Deci el o are pe ea, da? Da. Deci în cel mai rău caz, într-o seară în care el nu ciupește nimic, că na, a încercat prea mult la una, l-a respins alta, el ajunge acasă și are o femeie foarte frumoasă care îl iubește acasă. Da. Și în același timp, el poate să dea oricând pentru că femeia asta nu îi cere nimic în schimb. Da. E o iubire din asta, e vorba ta, că-s din același sat și că se știu de atâtea mult și sunt confortabil cu... Adică chiar se suportă în casă, știi, nu se ceartă, probabil. Marius. Sper că se află în același stadiu cum sunt și eu. O iubesc mai mult decât îmi iubesc familia, dacă pot să spun chestia asta. Și nu mi-aș să spun. Dar de ce îți poate fi frică să mă pierzi? Adică din nu cunoști pe mine, n-ai încredere în ea sau de ce? Nu, nu am încredere în mine, din cauza greșelilor mele, din cauza minusurilor mele. Tot timpul fac griji și nu știu de ce, cred că e problema e la mine, nu e problema cu partea cealaltă de insulă. Și când plec de la un bufare, tot timpul fac eu niște filme proaste în cap, filme care n-ar trebui făcute, dar, nu știu, poate cum i-a spus și Rădădu, de frica de a nu pierde o persoană. Bă, deci... Măcar e sincer. Îl vezi pe ăsta pe stradă și ai impresia că mă, ne bate ăsta, da, ne bate ăsta, ne îndoaie. Și ăsta plânge, da. Și e plâns aici. Omul care își iubește cel mai mult femeia din toți da, așa. Da. Fantastic. Mișto. Dezamăgit de alegere, uite ce bărbat e tu acasă și ce încerci cu Daniel cu putică. Mai am câteva imagini. Bă, tu-ți dai seama cum sunt ăștia? Bă, asta e o chestie endemică, nu știu cum se zice, în cap, efectiv sunt. Frate, noi așa suntem, tatuați și bătrățele. Nu ai cum să te uiți pentru personalitate la altcineva, ești pe asta? Eu, dacă am avut problemele astea fizice, nu stau. Mi se pare normal să comuni despre ele cu el. Și zic, tu știi că eu am fost complexat de chestia asta. Știi că ce-a sex cu mine acesta. Știi că ce-a sex îmbrăcat. Știi că chiar dacă vreau să nu-i frumoși. Dar să nu. De aici, îți spune la femeie, la femeie, greșești. Și așa îmi depărtez numai. Știu, tocmai. Sunt o femeie asexuală. Da, e ok. Ce înseamnă? Că nu simți plăcerea sexului. A. O face pentru el, o face pentru copil, o face pentru familie, dar ea nu simte plăcerea. Eu am învățat foarte mult de la bărbatul care era mai mare ca mine, foarte mult și pe plan sexual. Că au fost anumite lucruri, nu le făcuse în viața mea și că le-am oricum încercat, știi? Sexual. Bogdan e foarte asemănător mie. Eu nu m-am atins niciodată. Majoritatea bărbaților au plăcere când fac sex cu femeia lor, să vadă femeia se strânge, de seama. Toți bărbați. Ei, așa. Dar să-mi pun o întrebare, eu nu sunt pudică la tine. Da, pe mine nu mă merge. Nu ai discutat chestia asta cu altcineva. Nu te-am asupra niciodată. E greșit. E ce se vezi nebun. E greșit, dar nu e vorba că chiar că ești în cuplu și vezi, Doamne, și bărbații fac, e ceva care simțim. În sfârșit. Nu știi care e punctul tău sensibil, tu mă uite, nu știam că eu mă duce la cot. Și e absurd ce nu e ăla. Nu e, ce și la mine. Dar trebuie să le încerci. Nu las să mă... E bună. Wow. Ce începe. Ce să fumă și de De ce faci pe prostul, mă, Radule? Fosta relație. Mai ții minte ce ți-am zis când e frică de elefant? Da, da. Da, tu știi pe animale, tu... Bă, deci eu dacă te văd în relația cu un animal, știu exact ce faci. Da. Deci Emma, clar. Bă, și faptul că a zis și că e... Asexuat. Nu e, adică probabil simte plăcerea, dar nu e... Dar nu e ca altele. Nu s-a descoperit, da, nu, e ciudat că... La 31 de ani au amândoi, nu? Da. La 31 de ani, nu trebuie să te masturbezi ca disperată acum, ca italianca, care pare că se masturbează cu un plin de ocazie. Dar... italianca când merge pe cameră? Da.
Dar schimbă același foie la italian că toată ziua. Bă, da, uite-o pe bătrână mâncația și se uită la unghii. Da. Mi se par atât de diferiți. El și ea, acum pe ce a descris ea. Răzvan cu Ema. Da, față de cum e el, care el e pe, chiar e pe sexualitate și pe asta și uite, acum aflăm că nici el nu e satisfăcut și că Ema nu știe chestii. Dar așa momente în care se vede pe față de că își dă seama, mă. Da, mă, asta e, e prea, e prea... cameră, toți. Cameră. Uite, uite, uite un pic, uite. Da, 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 n-are niciun sens. Să... uite, uite la el. Da. Uite un pic la el, mă. Bă, nu e normal. Nu e normal. Bă, deci, știi cum sunt chestiile alea curcile de... băi, ce frumos ești. Mă bucur așa să primesc loc de sus. A zis că o să facă frumos. Bă, ce? Adică e singurul mai, care mai creează content. Ce ai, mă, e... 90% content el. Și ce realizezi? Că el e jucăuș așa și da, acum a imitat că îți face ceva și asta. Dar cumva că el nu face lucrurile astea pe M. A, da. Asta mi-e mai se pare trist oarecum acum. În informațiile pe care le-am aflat în emisiunea de azi. Poate ai niște fantezii pe care nu și le-ai îndeplinit. Sau poate crede că ea și le poate îndeplini. Exact, asta e. Mai, un lucru da, mai adevărat nu puteai să spui. Eu mă aștept dacă mai stau să văd în următorul episod că și-o trebuie. Și noi. Și noi. Și noi o să fim aici cu voi. Noi, Ema vrea să fie independentă. Simt că Ema de acum vrea să fie egoistă. E, hai, hai să noi să cerăm. Se dea un pute și o pată. Bun, hai să tragem niște concluzii pe această taxare retroactivă. Bă, concluzii. Concluzii, ne-am uitat live joi seară la Insula Iubirii. Pentru da, prima oară în viața mea eu, tu... Eu m-am mai uitat. Te-ai mai uitat. M-am mai uitat, nu la toate live, că sunt și înregistrate pe clicksud.ro. Nu, tăiem aici, blurăm. Blurăm aici. Ziceți-ne dacă vreți să facem live. Da. Că cu voi poate mai ziceți și voi idei, mai... vorbim cu cineva și dacă nu, poate încercăm și facem fi la finală live sau poate până atunci aducem pe cineva, vedem. Eu simt că ar trebui să aducem pe cineva ca să mai, nu știu, să fie interesant, să ne spună ceva ce n-am văzut noi. Da, până atunci, până săptămâna atunci viitoare avem mulți invitați cu care filmăm. 4. Cu ce vreau să închei este că... Ce ori zice părinții, mai am eu întrebarea asta. Ce-l ai zice? Lor? Bă, ți-ai seama că se uită la televizor? Bă, la, părinții, la un sezon, i-au adus pe părinții Luna. Și casa erau... ce? Ce făcuse? Voia să plece acasă, nu se simțea bine, nu știu ce, și i-au dus pe aia de aici și aia s-au uitat, s-au uitau prietenul s-o înșela pe aia și s-au uitau toți și cum ai putut să stai cu ăsta, bă, era... Bă, ce boală căreală! Boală căreală! Bă. Da, asta zic, că unele sezoane au fost mai tari. Aolo, ce șnițel cu brânză, mâncați așa. Hai, hai să încheiem. Mulțumim că v-ați uitat. Aolo, ce faci clătită, ce faci acolo, mâncați așa. Nu uitați că până data viitoare voi să fiți sănătoși și noi să avem ce pune pe mese, că suntem nemâncați. Aolo, ce de mâncați. Hai, că crește și TV-ul. Hai, am închis. Da, dar femeile nu cred că apreciază Black. A, nu, nu, te, nu te respect. Da. Știu foarte bine asta. Oh, no! Oh, no! Oh, no!